Domnul să fie lăudat. Frații mei, eu să citesc cuvântul Domnului pentru noi în după amiaza aceasta și pentru frații noștri care sunt cu noi acum, care ne urmăresc, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Nu știu la care cameră să mă uit. Așa că o să citim cuvântul Domnului din Numeri, capitolul 11, versetul 1 și 2. Și el spune așa. Poporul a cârtit în gura mare împotriva Domnului, zicând că îi merge rău. Când a auzit Domnul, s-a mâniat, s-a aprins între ei focul Domnului și a mistuit o parte din marginea din periferia taberei. Ne aducem aminte, spun ei, da, de peștii pe care îi mâncam în Egipt și care nu ne costau nimic, de castraveți, de pepeni, de pras, de ceapă și de usturoi. Uitați-vă unde au ajuns ei cu cârtirea aceasta, nemulțumirea aceasta a lor. Unde s-a ajuns autocompătimirea aceasta? Of, suntem nenorociți, n-avem usturoi! Nu mai avem ceapă, vă dați seama, noi mâncam pepeni cândva. Acest fel de compătimire, de autocompătimire, dragii mei, vreau să vorbim despre aceasta. Titlul gândurilor pe care aș vrea să le, sau sub care vom pune toate aceste gânduri, titlul este: decât să te plângi, mai bine plângi. Căci este adevărat o vreme în care trebuie să plângem, stimații mei. Noi chiar trăim o astfel de... Nu vreau să fac foarte mult referire, atâta de mult se vorbește, dar trăim în vremea aceasta. În fine, predica aceasta nu are neapărat legătură, dar trece pe acolo, nu avem cum. Trebuie să vedem prin perspectiva aceasta gândurile pe care le voi spune. Deci decât să te plângi, mai bine plângi. Decât să te tot voicărești. Auzi, dacă tot te doare, plânge, măi, omule, măi. Pune-te și plânge. De ce să te spui la altă, auzi, știi ce mă doare? Păi dacă te doare, lasă lacrima să curgă, că îți face bine. Nu vreau să pun accent pe această autocompătimire, cât pe planul celălalt să plângi, pentru că plânsul, dacă îi dai voie, te sensibilizează. O rolul unei suferințe, rolul unei probleme, rolul unui necaz, dacă vreți, unei încercări, este aceasta, stimații mei, să ne sensibilizeze că ne-am împietrit, a devenit reci, ca frigiderele. Ori toate acestea, dacă Dumnezeu le îngăduie în viața mea, acel lucru Dumnezeu are în vedere să mă sensibilizeze, să-mi facă inima bună. Plângi mai, nu-ți mai opri lacrima, că este o vreme a plânsului. Dragii mei, vin probleme și încercări în viețile noastre. Vin încercări. Unele ne anunță, îți dai seama, te uiți la soție, să uite așa la tine, urmează, mâine sigur avem o discuție. Te anunță, îți dai seama că urmează, altele vin așa, uite ca asta, ne-a prins fără măști, nu-i așa? Care țară a fost pregătită? N-a fost. Ne-a prins fără dezinfectante, ne-a prins fără vaccin, de unde să-l iei? N-am știut. Vine un necaz peste tine, vine în familia ta o problemă și cum faci? Tendința este următoarea. Soră, drag, dacă știi ce greu mi este în familie, serios, spune sincer cât ai plâns pentru asta. Nu te mai plânge, tendința e să te plângi, dar bine ar fi să plângi. Avem probleme la lucru, nu? Poți să ai, apare așa ceva și ai tendința să spui, frate, păi uite-mă, șef, un... Iese. Îți vine să spui, nu mai spune, mai bine plângi. Probleme de sănătate. Avem tendința de a ne plânge de una, mă doare aici, ficatul, plămână, toate cele, dragii mei. Dar bine ar fi mai degrabă să spunem, Doamne, dacă tot trec pe aici, hai să las lacrima să curgă. Că-mi face bine, știți? Face bine. Cineva spunea că decât să râzi la psihiatru, mai bine plânge în fața lui Dumnezeu. Nu? E mai fain așa. Mai bine plânge în fața lui decât să râzi la psihiatru după aceea. Dă voie să plângi, că îți face bine. Și spiritual, și biologic. Pe de altă parte, avem probleme financiare. Și
Da, sunt probleme de genul ăsta. Apar și acestea. Ne trezești că ai portofelul gol. Nu știi ce a făcut soția. Nu știu ce am cu soția, nu? A luat banii, domnule, nu mai îi găsești. Dragii mei, decât să ne plângem, iar am rămas fără butelie. Iar am rămas fără gaz. Iar nu avem cu ce să ne plătim. Stimații mei, să găsim oportunități prin care să vedem slava lui Dumnezeu. Aceasta este o oportunitate să te întreb, ia mă să văd cum mă scoate Dumnezeu de aici. Poate că Dumnezeu vrea să mergi să-ți vin sticlele. Eu am făcut-o odată. N-am mai avut. Nu ne-am chivernisit. Nu ne-am făcut calculul. Bine, și mai urmau 3-4 zile și trebuia să intre bagnota. Dar nu mai aveam. Și atunci, sigur, tendința este, frate, nu mai am bani. E simplu. Să te plângi. Mai bine plângi. Te duci în genunchi, că spune Biblia acolo, du-te în cămăruța ta. Aia e prioritate. Și spune-i lui, Doamne, uite care e problema. Și îți va da înțelepciune, cum mi-a dat și mie, și mi-a spus, auzi, adu-ți aminte, două lucruri ai în casă din care poți să faci niște bani, până una alta. Vindeți sticlele, că, apropo, pentru cei care poate ne vor urmări și nu sunt din Germania, vor crede că noi ne apucăm să vindem sticlele pe după stradă. Noi, dar reciclăm sticlele și după aceea le dăm înapoi. Și acum, dragii mei, și aveam niște bănuți de aia mici, știți, că îi punem așa într-o pungă. Și după aceea am fost cu bănuți și ne-am rezolvat situația. Și Dumnezeu a vrut să ne dea o lecție, dragii mei, să depindem de El, să cerem de la El sfat. Avem, fără soț, nu? E greu, nu am soț. Este, ai tendința aceasta, e normal să n-ai soț. Dar să știți că și ceilalți e supărare că am soț acum. Vai, aș vrea să am soț. Da, da, acum am soț și nu-i chiar așa de bine. Credeți că sunt familii, soții și soți care spune, măi, cum să fac, măi, să scap? Da, știți, se numește divorț. Până înainte doreau, tângeau după aceasta. Când s-a ajuns și au avut un pic, stimații mei, cei care nu suntem căsătoriți, să nu intrăm în panică, să ne gândim la ceilalți care suferă. Să ne gândim așa, o, lu, de cât așa mai bine, nu? Și cei care suntem acum căsătoriți, să luăm partea cealaltă. Dragii mei, omul e nemulțumit. Dacă e ploaie, nu e bine. Dacă e căldură, nici chiar așa. Dacă vine zăpada, nici chiar așa. Cum am vrea? Fără copii. Alții, domne, n-am copii, așa de greu, aș vrea și eu să am copii. Vai, și după ce vin copii, bă, de ce aș gălăgi asta în casă? Aș vrea, păi, puțină liniște, vă rog. Nu e nimeni pe aici să-mi ia și mie copiii 2-3 zile să mai stau și eu puțin? Amin. Amin, nu? Să ne mai dea și nouă pace, nu? 2-3 zile. Da, dar știți care este treaba? După aceea nu-ți mai dă pace soția. Eu am pățit-o. Am plecat și am rămas cu pace fără copii și după aceea nu mai îmi dădea ea pace, că suna din două ore. Alo, mamă, cum sunt copii? Le-ai dat să mănânce? Și mă gândesc că partea asta e cam la toate surorile. Așa că, fraților, deci, dragii mei, avem tendința aceasta, observați, în diferite domenii, diferite aspecte. Am mașină, n-am mașină, aolo, ce greu e, mă duc pe jos, băi, cu bicicleta când plouă, e foarte greu. Cu mașină, dacă aveam eu mașină, vine celălalt cu mașină, frate, trebuie să schimb uleiul, plăcuț, a, e greu cu mașină. A, mă, frate, cum o dăm, cum nu, tot nu e bine. Avem tendința aceasta, stimații mei, să ne plângem, să ne spunem văicărările, tot, frate, mi-e așa. Dar ne paște aceste două, stimații mei, avem un singur pas. În momentul în care suntem într-o situație critică, neobișnuită din viața noastră, suntem la un pas de această carantină, dacă tot folosim un cuvânt extrem de folosit astăzi în zilele noastre, da? Deci, carantina autocompătimirii. Te bagi acolo în cămăruța ta și începi și spui despre tine, mă, tu ești mai nenorocit, amărâtule, of, ce greu ție, măi. Tu nu știu dacă o să mai ieși de aici. Și te distrugi, de fapt, dragul meu. Te distrugi, de fapt. Ori dacă nu facem pas spre partea cealaltă, în care acceptăm voia lui Dumnezeu, în care spunem ca eu, Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, lăudat să fie numele Lui. Deci, ești la un pas în momentul în care ești într-o situație neobișnuită din viață. Ești la un pas, nu știi care este. Trebuie să avem grijă, stimații mei, prin plângerile noastre, prin cârtiri, observați, poporul nu i-a convenit.
A zis, Doamne, ce se întâmplă? Cu alte cuvinte, știți ce spunem noi când ne ridicăm împotriva ceea ce se întâmplă în viața noastră, stimații mei? Știți ce spunem la fel? Spunem așa, Doamne, doar atâta știi? Atâta poți? Adică mă așteptam la mai mult, știi? Te credeam mai deștept. E ceva de genul ăsta, stimații mei. Ori Dumnezeu ne-a promis nouă pâinea, dragii noi. Dumnezeu ne-a promis nouă purtare de grijă. Fă-ți dumneata datoria neprihănirii, a căutării împărăției lui Dumnezeu. Și Dumnezeu își va face treaba lui. Poate nu-ți va da în fiecare zi cozonac, dar își va face partea lui, îți va da pâinea. Cea de toate zilele, nu cozonacul nostru de toate zilele. Și acum o întrebare. De ce să nu mă plâng? Care e motivul? De ce să nu mă plâng? Păi, în primul rând, stimații mei, problemele, ca și copii, cresc dacă le hrănești. Cresc. Dacă toată ziua voi spune of, 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 necazul e pe mine, problema e pe mine, mintea mea va fi efectiv, deci știți vorba aia românească, din țânțar facem armăsar. Tu mi-ai de la ceva mic, ajungi că mintea ta o ia razna. Nu! Acum nici să luăm partea cealaltă, spune și fratele Mihai, gândirea pozitivă, știți? N-am cămașă albă, n-am cămașă albă, n-am cămașă, dă-mă încolo, nu se schimbă, tot albă rămâne. Nu poți să spui, nu sunt bolnav, nu sunt bolnav, că gata, te faci bine. Dar trebuie să avem o, noi suntem cu nădejde în Dumnezeu. Și Dumnezeul nostru n-a murit, Dumnezeul nostru este viu. De aceea eu nu trebuie să spun tot timpul necaz, să fiu concentrat pe problemă, eu trebuie să fiu concentrat pe Iisus. Vă aduceți aminte de Petru, că s-a uitat la Iisus, vinu-i Petre, și Petru și când s-a uitat la valuri, s-a dus. Ce s-a dus? S-a dus credința lui. Dacă mă uit la portofelul meu, mi se duce credința. Trebuie să mă uit la Iisus. Și El îmi va întări viața. Și atunci când voi compara, ce va fi, o, Doamne? În al doilea rând, al doilea motiv, așa cum lauda mea mărește slava lui Dumnezeu, exact așa și plângerile mele scad slava lui Dumnezeu în viața mea, dragii mei. Ăsta este un al doilea motiv. De ce să nu te plângi? Pentru că atâta timp cât te vei plânge, slava lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu în viața ta va scădea, o vei vedea mică. Dar câtă vreme îl vei lăuda pe Dumnezeu, te vei simți puternic. Vă citesc un text din Scriptură un pic mai lung, de-aia nici nu l-am pus. Și el sună așa în Ieremia, în capitolul 10, de la versetul 6. Spune așa, niciunul nu este ca tine, Doamne, mare ești Tu și mare este numele Tău prin puterea Ta. Cine să nu se teamă de Tine, împărat al neamurilor? Ți se cuvine teama, căci între toți înțelepții neamurilor și în toate împărățiile lor, niciunul nu este ca Tine. Toți la oaltă sunt proști și fără minte. Știința idolilor nu este decât deșertăciune, e lemn. Ei aduc din Tarsis o foiță de argint și aur din Ufas. Meșterul și mâna argintarului le pun în lucru. Hainele acestor dumnezei sunt de materii vopsite în albastru și în purpură. Toate sunt lucrate de meșteri iscusiți, dar Domnul este Dumnezeu cu adevărat! El este un Dumnezeu viu și un împărat veșnic. Pământul tremură de mânia Lui și neamurile nu pot să sufere urgia Lui. Așa să le vorbiți. Dumnezeii care n-au făcut nici cerurile, nici pământul, vor pieri de pe pământul și de sub cerul. Dar El a făcut pământul prin puterea Lui, a întemeiat lumea prin înțelepciunea Lui, a întins cerurile prin priceperea Lui. La tunetul Lui urlă apele în cerul. El ridică norii de la marginile pământului, dă naștere fulgerilor și ploii și scoate vântul din cămările lui. Aleluia! Stimații mei, când spui astfel de lucruri, ți se mântărește credința. Ai un Dumnezeu puternic. Când El spune acum, acum se face. Când citești astfel de texte, când spui astfel de cuvinte, ți se întărește credința. Dumnezeu nu are nevoie de lauda mea, stimații mei. Dumnezeu nu-i mândru ca să spună, hai mă, lăudați-mă, arătați voi cât de mare sunt eu. El nu-i Nebucadnețar. Dumnezeu e Dumnezeu, El știe că noi în timp ce-L lăudăm, El, noi ne întărim. Un copil care știe despre tatălui că e slab, va spune, mă, nu are tata bani, nu are tata forță,
Dar un copil care știe că tatăl lui este atot suficient, se va comporta ca atare. Și noi trebuie să știm aceasta, stimați mei. De ce să nu te plângi? Pentru că plângându-te, nu vei face altceva decât să slăbești spiritual, să slăbești încrederea în Dumnezeu. Laudă-te cu Dumnezeu, dragul meu. Și urmează al treilea motiv. De ce să nu mă plâng? Nemulțumirea mea îi inspiră și pe cei ce mă aud să fie și ei nemulțumiți. Dacă eu îi spun lui, măi, păi e greu, mă, cu Dumnezeu. Sau hai că nu spunem așa, dar știți, mi-e greu. Știți că am trecut prin anumite greutăți și n-am vrut să spun unor persoane care nu-L cunoșteau pe Domnul. Și n-am vrut să le spun. N-am vrut să iau. Putea să-mi dea. Avea putere, dar n-am vrut să cer. Ca să nu zică, mă, să... Am zis, Doamne, Tu găsești, te rog, altă posibilitate, că nu vreau. Stimații mei, în momentul în care ne plângem unii altora, asta nu înseamnă, vă rog să mă înțelegeți, să nu mă înțelegeți greșit, nu înseamnă că noi nu trebuie să ne purtăm poverile unii altora, inclusiv la nivel de, măi, știe, da? Adică îmi spui o povară a inimii tale și eu te ascult cu dragă inimă, da? Nu, astea sunt binevenite, nu de asta vorbim, vorbim de văicăreli, vorbim de situații în care ne autocompătimim de numai. Nu situațiile acestea, dragii mei, pentru că acestea nu fac altceva decât să-L dărâme și pe celălalt. Mai spune și voi, acum nu toate, știți, mă doare cotul, aoleu, scriu, fraților, mă doare cotul, vă rog, unghia, rugați-vă. Hai mă, frate, mai du-ți și tu povara asta, te rog, că nu-i complicat. Adică să ne înțelegem că noi suntem oameni, stimații mei, nici în maniera cealaltă în care eu să știu chiar toate lucrurile, că sunt și eu om. Știți? Dumnezeu nu ne-a creat chiar să știm toate informațiile după planeta asta. Să știm toate lucrurile. Nu faceți așa, dragii mei, obosiți pe oameni. Mai purtați și dumneavoastră Dumnezeu, de ce îngăduie în anumite lucruri în viețile noastre? Ca să-i le spun lui Marius? Ai poartă și tu, frate Dani. Nu mă, frate, Dumnezeu în primul rând mi-a dat mie să port. Când chiar nu mai pot, te rog eu, pune-te și tu un pic cu mine, că nu mai pot. Dar dacă eu pasez la 500 de oameni problema mea, la ce mai mă ajută? De ce mi-a mai dat-o? De ce am mai îngăduit-o? Stimații mei, nu mă înțelegeți greșit. Este bine să ne ajutăm unii pe alții. Însă atunci când pot să duc eu, du-o. Când chiar nu mai poți, apelează, dragul meu. Dar încearcă să beneficiezi de această situație critică prin care Dumnezeu a îngăduit să treci. Nu o arunca ca pe o pedeapsă, ca pe ceva murdar. Nu fugiți de anumite situații mai grele din viață. Binecuvântată-i suferința care te apropie de Dumnezeu. Observați un text aici. Caleb a potolit poporul. De ce a potolit poporul? Dar ce, poporul era nepotolit? De ce a trebuit să potolească poporul? Știți de ce? Pentru că au fost unii care l-au ridicat și i-au ridicat adrenalina poporului și poporul a spus, măi, să te ucidem! De ce mai ați făcut așa? Pentru că s-au plâns unii, stimații mei. Uitați ce o spune aici. Bărbații care fuseseră împreună cu el au zis, nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, că este mai tare decât noi. Și au ridicat poporul împotriva lui Moise. Și au negrit înaintea copiilor lui Israel țara pe care o iscodiseră. Au negrit-o, dragii mei. Pe de o parte, nu putem observa ce au spus, nu putem să ne suim. Nu pot, frate, să fac asta. Nu pot din situația asta, chiar că nici, știți vorba aia, nici Dumnezeu nu ne mai scoate de aici. Hai mai chiar așa? Serios. Dumnezeu poate, frate, să te scoate din orice. Din orice. Pune-ți nădejdea în Dumnezeu și decât să te plângi, plângi! Că Dumnezeu va da soluție. Dar dacă nu vii și îi spui lui și îi spui mie, eu ce pot să te ajut? Că eu tot la el mă duc. Dar interesul lui era să te duci dumneata? Că necazul a fost a dumitale, ca să te duci la genunchi, la el. Nu ca să mi-l pasez mie, să mă rog eu. Repet, nu mă înțelegeți greșit, stimații mei. Ca și cum să nu ne spunem unii altora. Nu! Dar în primă fază eu trebuie să plâng. Dar eu nu vărs o lacrimă și cer imediat ajutor. Păi eu de ce îl pun pe fiul meu să lucreze?
Păi îl pun, băi, scrie. Nu poate săracul să chinuie, Luca mai e și e stângaci și e mai greu. Dar scrie, scrie greu. Ce ar fi să-i scriu? Lasă-mi totul, că scrie toticul, nu-i problemă. Ce părere ați avea? Bă, ăsta nu, frate, ăsta nu se ajută copilul. Dar eu sunt plin de dragoste pentru el. Dragii mei, în momentul în care vom pasa toate lucrurile, păstorul, fratele, noi nu vom crește. Au negrit. Ascultați ce au spus. Țara pe care am străbătut-o ca să o iscodim este o țară care mănâncă pe locuitorii ei. Păi tu ca om, când auzi lucrurile astea, ce să mai gata, ce să mai căutăm acolo, fratele meu? Lasă-i în pace, nu mai mergem nicăieri. Vorba aia decât să mergem la rechini. Măi, cine își permite să intre în ocean? Sunt rechini acolo, nu mai lasă. Dacă spune un bă, frate, mi-am fost 200 de oameni, am mâncat pe toți, măi. Nu mai intrăm. Păi, nu mai intrăm. Cine mai intră? Dacă ăștia spun în carantină aici, nu mai intră cineva? Nu mai intră. S-au speriat. Dar de cine? Ăștia la ce au speriat? Frații lor. Nu mai spuneți, frații mei, când aveți o situație, aveți grijă cum o rostiți. Pentru că furați credința celorlalți. Aveți grijă cum vă prezentați. Fiți oameni așa finuți și când chiar nu poți, du-te acasă și spune, Doamne, să știi, chiar nu pot să cred, te rog, ajută-mă. Dar mie spune, frate, du-te înainte. Acum nu e vorba de înșelăciune aici, dar nici să fiu sincer să vă spun acum toate problemele mele. Dar e corect. Rezultatul, nu vi-l mai spun, vă dau câteva exemple. Cain, știți ce a făcut? S-a plâns în loc să plângă, dragii mei. Observați ce zice Biblia, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Da, e vorba de Domnul aici. Cain ce a făcut? A început să plângă. Nu, s-a mâniat foarte tare. A început să devină nemulțumitor. A avut o atitudine de... Dar de ce? Cum, măi, Cain, tu, mă, marele Cain deștept, tu care știi să faci jertfe cele mai frumoase și Dumnezeu să nu te privească, să nu-ți privească el jertfa, autocompătimire, estimații mei, în loc să plângă, să spună, Doamne, iartă-mă, te rog, n-am făcut ce trebuia, cum să fac? Nu, el nu plânge, el se plânge. Observați-l pe Iosif, plânge în loc să se plângă, stimații mei. Vă aduceți aminte de frații lui? Spunea Dan de dimineață că a avut o viață de zacuscă, nu? Cu toate săracul. Și, stimații mei, a izbucnit într-un plâns. Nu a izbucnit într-o mânie. Nu, n-a izbucnit. A izbucnit într-un plâns. A preferat să plângă. Inima lui a fost sensibilizată. Decât să plângă, a plâns decât să se plângă. David plânge în loc să se plângă. Observați, cu lacrimi mă hrănesc zi și noapte când mi se zice, fără încetare, unde este Dumnezeul tău? Cineva venea și îl lua peste picior. Mai, Marco, dar tu, cum mă, că tu, Dumnezeul tău e mare, măi. Cum ai putut să, uite, e prin ce necaz treci? Uite ce situație critică ai acum. Și tu, nu a început să se plângă. Uite cum își bate să joc de mine. Nu, dragii mei, inima lui a lăsat-o să curgă în lacrimi înaintea lui Dumnezeu. Și lucrul acesta l-a făcut să fie marele David. Saul, din potrivă, s-a plâns în loc să plângă. Observați, atunci Saul a zis lui Samuel, am păcătuit căci am călcat porunca Domnului și n-am ascultat cuvintele tale. Mă teveam de popor și i-am ascultat glasul. Acum te rog, ascultați, cinstește-mă în fața bătrânilor. Asta-ți trebuie. Tu faci un păcat înaintea lui Dumnezeu, te duci și aduci tu jertfă care nu ești preot, faci un astfel de gest înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu te numește nebun și tu spui, acum auzi, dacă tot am făcut-o, hai te rog, dă-mi și mie cinste. Asta trebuie? În loc să plângi, tu te plângi? Ar trebui să cadă pe genunchi și să ceară mila lui Dumnezeu peste el și cu siguranță eu cred că Dumnezeu i-ar fi oferit-o cu drag. Dar el, dragii mei, el s-a plâns, a început să găsească scuze, știi ceva, poporul, nu eu, de parcă nu era el împărat. Iov plânge în loc să se plângă. Prietenii mei râd de mine, dar eu mă rog lui Dumnezeu cu lacrimi. Stimații mei, nu a început să, bă, dar nu vă e rușine, cum mă, e chiar așa, să merg la soție, uite ăștia își bagi joc de mine, eu care le fac bine și așa mai departe, nu? Nu, plânge. De ce folosești? Toți folosesc plânsul. Neemia plânge în loc să se plângă. Stimați-mi, observați, ei
Mi-au răspuns, cei ce au mai rămas în robie sunt acolo în țară, în cea mai mare nenorocire și ocară. Zidurile Ierusalimului sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. Și a observat ce zice, ce face el. Când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns și m-am jelit multe zile. Sunt multe exemple pe care vei le-aș putea da. Pe unele le-am tăiat. Dar, dragii mei, observați bărbatul acesta. Putea avea o influență puternică unde era el. Putea să spună, să se plângă, cum face de multe ori. Avem și noi nevoie, știi, frate, vrem să vă construim și noi o adunărică așa, cu 6 etaje așa, știi? Vă rog, ajutați-ne și pe noi. Dar n-a făcut-o! N-a făcut-o, dragii mei. Când să plece spre Ierusalim, n-a vrut să ceară nici măcar ajutor de la împărat. Știți de ce? Pentru că el spunea că Dumnezeu îi va purta de grijă oriunde, oricând, în orice situație. Și pentru că a mers în felul acesta, i-a fost oarecum așa să-i spune la împărat și ceva, dă-ne și nouă niște soldați să meargă cu noi. Nu! Și nici măcar n-a fost inițiativa lui să ceară ajutor pentru Ierusalim. S-a plâns, dragii mei, s-a pus să plângă înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a găsit portița și vine împăratul și spune, de ce ești trist? Pentru asta. Atunci, uite, ia tot ce trebuie, du-te acolo. Nu e asta minunat? Să nu te plângi și să vezi minunea lui Dumnezeu? Să nu spui nimănui că treci prin necaz, că ai portofelul gol și să vină cineva cu un plic la tine, să vezi minunea lui Dumnezeu? Nu e asta o frumusețe? Dar dacă eu mă plâng la 5.000 și îmi vine un plic, ce minune! Am trecut? Nu! Dumnezeu a vrut să-mi dea o lecție, n-am putut să o iau. Și atunci ne mirăm că n-avem maturitate spirituală. De ce? Păi prin câte am trecut? Prin câte ne-a dat Dumnezeu, o grămadă, dar nu le-am permis, le-am ocolit, le-am driblat. Vă dau un sfat, frații mei. Și acesta este următorul. Dacă suferi uneori, dacă suferi câteodată și cerul tace, taci și tu, te rog. Stimații mei, dacă treci printr-o încercare, dacă ai greutate și cerul nu vrea să-ți răspundă, taci tu. Nu spune, dragul meu, nu te mai plânge. Nu vorbim de coronă, deloc, în viața noastră de zi cu zi. Dacă Dumnezeu a îngăduit ceva în viața ta și El tace, ai și dumneata îndrăzneala și tăria și credința în cuvântul acesta că îți va purta de grijă și taci! Și du-te în cămăruța ta și hai să vezi minunea lui Dumnezeu. Dar dacă vei ieși și îți vei arăta toate rănile și alea care nu sunt, pe alea mici le dai cu creonul ca să le faci mai mari, să vadă fratele că tu să te pune pe tine pe primul rând. Să-ți dea ție ajutorul. Să mergi la Crucea Roșie și să-ți spui acolo, oameni buni, păi nu știți prin ce trec eu. Eu am 100 de copii. Dragii mei, haideți să avem credință în Dumnezeu. Și când El tace, să știm că este bine, corect, să și noi să tăcem. Și noi, ascultați ce zice cuvântul Domnului, taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El. El îți va purta de grijă. Citiți psalmul acesta, citiți 37 cu 5, cu 6 înainte și aveți să vedeți, Dumnezeu îți va purta de grijă. Dumnezeu nu te va lăsa niciodată, Dumnezeu nu ne va lăsa, dragii mei, și chiar dacă vom pleca de aici, care e baiul? Nu noi tot lăudăm raiul? Nu noi îl arătăm tuturor oamenilor că e un rai, că e o împărăție măreață acolo, care ne așteaptă? Nu ne-a promis nouă regele nostru preiubit, Iisus, că El se duce înainte să ne pregătească un loc? De ce să-mi fie frică? Dragii mei, să ne luăm măsurile de precauție, așa cum este corect, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău, că te arunci, că o să te păzească pe tine îngerii. Nu! Dar fă ce ține de tine. Dincolo este mila lui Dumnezeu. Este datoria noastră să facem ceea ce putem să facem. Însă dincolo, chiar dacă va veni, 1.000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta,
Dar de tine nu se va. Dar dacă se va apropia, nicio problemă. Cine a spus asta? Șadrac, Meșac și Abednego. Ei au spus asta. Și și-au spus, au spus așa. Împărate, Domnul ne poate scoate. Dar dacă nu ne scoate și 10.000 vin spre noi, nicio problemă. Aceasta este nădejdea noastră, dragii mei, că într-o zi vom merge acolo. Așa că să nu ne mai ferim făcând compromisuri. Făcând ce este corect, da, dar să nu facem compromisuri. Să nu-L dezamăgim pe Domnul. Să nu spunem ca Petru, nu sunt cu El. Știi ceva? Eu nu sunt cu Domnul. Ai credință că Dumnezeu te vindecă? Te băgăm într-o cușcă cu 10 oameni bolnavi. Te poate forța, zic și eu, așa. Ai credință? Spui, o, nu, că eu nu sunt cu Iisus. Nu prea sunt. Atunci ai de ales, dacă ești sau nu. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura. Știți cine este? Domnul. El n-a deschis gura, dragii mei. El purta păcatele noastre, nu? Deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca oaie mută înainte celor ce o tund. El era Fiul lui Dumnezeu. Putea să se plângă și el. Putea să spună, ei, romani, nu vă e rușine? Păi înțeleg să mă bateți, dar în halul ăsta așa? Chiar așa? Ce v-am făcut? O singură dată ia inițiativa și spune, ei, stai puțin, totuși. Dar nici de cum să se compătimea, se spune, da, auzi, dacă am greșit, de ce mă lovești? A fost o întrebare logică, ca să dea omului de gândit. Iisus s-a întors spre ele și a zis, fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine. Nu mă plângeți pe mine. Dragii mei, Domnul nu s-a compătimit niciodată. A suferit nespus de mult. Dar niciodată a spus, of, amărâtul de mine. A spus, Tată, facă-se voia ta. Nu voia mea. Închei spunându-vă următoarele lucruri. Dacă nu poți să-L lauzi, măcar nu te plângi. Dacă nu poți să-L lauzi în situația ta, în greutatea ta, în încercarea ta, în lipsa ta, dacă nu poți să spui, lăudat să fie Domnul, chiar de aici, din pământ, din mociră, de unde sunt, dacă nu poți să spui asta, măcar taci. Nu spune, o, Doamne, nu spune asta. Laudă-L pe El, dacă nu poți să taci din gură. Spune-i doar Lui în tăcere. Doamne, nu pot să spun asta. Iartă-mă, dar nu pot, n-am întărie. Și El te va întări. Fii sincer cu Domnul. Doi, dacă nu poți să spui un cuvânt de încurajare, măcar nu te plânge. Dacă nu poți să-i spui, frate, fii tare, îmbărbătează, Domnul e cu noi, nu ne lăsă Domnul pe noi. Dacă nu poți să spui asta în situația ta critică, eu știu, o strâmtorare, ceva. Dacă nu poți să spui asta, fratele meu, nu te plânge, măcar. Măcar nu-i spune, știi ceva, e greu, o să vină necazuri foarte mari peste noi, nu știu cum o să ieșim. Trei, dacă nu poți să plângi, măcar nu te plânge. Știi de ce? Pentru că ferice de cei ce plâng. Nu de cei ce se plâng, ci de cei ce plâng. Decât să te plângi, mai bine plângi. Căci ferice de cei ce plâng. Stimații mei, haideți să stăm în picioare și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru seara aceasta. O să-l rog pe Florin să facă o rugăciune, Florin Strugariu, să-i mulțumească Domnului pentru timpul acesta și să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi, peste viețile noastre, peste familiile noastre, peste biserica noastră, peste tot pământul și Dumnezeu să aibă milă de noi. Amin.